Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferința de presă pe meritoarele partide pe care echipa noastră va disputa la Ovidiu, în compania formației Viitorul. Alături de mine, antrenorul principal, domnul Cornelu Papă, împreună cu Nicu Șorbancu, capitanul echipei noastre. Am să le dau cuvântul pentru a vă spune câteva vorbe despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Bună ziua, ne așteaptă un meci dificil, un meci între două echipe care se luptă pentru play-off. Jucăm împotriva unei echipe foarte bine organizate, tot timpul preocupată de posesie. Ne așteaptă un meci dificil. Important este să ne mobilizăm, să ne concentrăm și să reușim să facem un rezultat bun. Bună ziua! Pot să spun că vom întâlni o echipă foarte bună a campionatului nostru. Cu siguranță va fi din nou un meci foarte frumos, cum a fost de fiecare dată între noi. Sperăm ca la final să reușim să ne impunem acolo la Ovidiu. Întrebări, vă rog. Cornel, cu o victorie la Constanța, intră Craiova cu șanse reale în lupta pentru titlu? Cu o victorie la Constanța, intrăm cu șanse pentru play-off. Ne mărim șansele pentru play-off atât la tot. Pentru titlu, întâi trebuie să fim în play-off, după care vom vedea. Eu cred că orice echipă care e calificată în play-off are șanse la titlu. Sunt 10 meciuri pe care poți să le câștigi, așa că nu ai șanse mai mari sau mai mici. Orice echipă are șansa ei. Ultimele partide au avut un istoric identic. Craiova gol, victorie Viitorul. Schimbați ceva la Constanța? Cred că sunteți puțin în eroare. Ultima partidă a avut scenariu complet diferit de ceea ce spuneți dumneavoastră. Viitorul a marcat și Craiova a întors. V-ar avantaja, adică v-ar convine și un meci de egalitate? Cred că și Viitorul le-ar conveni. Bine, nu e vorba de vreo înțelegere, dar... În primul rând să jucăm, să nu pierdem. Orice punct adus este ceva pe plus. Ne-ar conveni. Intrăm și vedem ce putem obține de la meci. Niciodată nu intri, nu știu, cu un gând de egal sau intri să joci și să câștigi. La sfârșitul meciului te declar mulțumit sau nemulțumit cu rezultatul în funcție de jocul pe care l-ai prestat. La conferința precedentă spuneați că va fi greu să alegeți să fie și vătăjerul și bancul pe teren. Acum că este Cicăldos suspendat, se poate întâmpla acest lucru? Vom vedea. Până la ora meciului mai sunt 48 de ore, poate și mai mult. Vom vedea. Sper să alegem cea mai bună formulă pentru a câștiga meciul cu Viitorul. Viitorul este echipă care joacă. Joacă fotbal, nu se închide. Este un avantaj pentru Universitatea? Tot timpul au fost meciuri frumoase între echipele Viitorul și Universitatea Craiova. Ambele echipe preocupate de joc. Este un avantaj sau un dezavantaj. Așa joacă Viitorul și probabil este un lucru frumos, bun pentru fotbal. Decât să vezi o echipă care în continuu se apără și, eu știu, sacrifică spectacolul, oarecum, cu ghilimele de rigoare, pentru un rezultat. Nicușor, cum te simți? Ești apt de joc? Gata să... Da, în sfârșit mi-a revenit și eu. Pot spune că sunt foarte bine acum. Din nou am revenit mai repede decât mă așteptam. Pot spune că cei care s-au ocupat de mine au făcut o treabă din nou foarte bună. Sper că de acum încolo să fiu mai atent de la mine și să nu mai accentez așa repede, pentru că nici eu nu știu, poate oboseala acumulată a ajuns să sufer de aceste rupturi. De națională? Nu m-am gândit până acolo, pentru că nu am jucat aici, trebuie să joc aici bine, să fac ca înainte, pentru că doar așa mă poate chema selecționerul la național. Apropo de accidentări, Nicușor, cum le-ai răspunde celor care au zis că n-a fost ruptură și că te-ai dat oarecum accidentă? Nu am ce să le răspund. Te doare pentru că, fiind și capitanul echipei, apar astfel de discuții? Pot să spun că puțin te doare când vezi că unii nu au încredere și cred că te dai lovit la un meci cu Steaua. Nu știu ce, doar unii, ca ei poate să gândească așa. Nu vreau să zic nimic. Fiecare poate spune ce vrea. Eu îmi văd de treaba mea, de jocul meu și cei de aici știu cel mai bine ce a fost. Eu știu iar foarte bine și cu siguranță n-a fost nicio vrăjeală să mă dau lovit sau ceva de gen. Și în toamnă ai revenit practic tot la meciul cu Viitorul, ați câștigat cu 3-1.
Da, așa este. Sper să fie cu noroc și să câștigăm. Nu contează scorul. Important este victoria, pentru că, cum a și ministru, ne-ar asigura în proporție foarte mare locul în play-off. Mai aveți emoții în privința play-off? Da, atâta timp cât matematic poți să te să pierzi locul în play-off, ne gândim serios să tratăm foarte bine, meciurile, pentru că un punct, trei puncte s-au acumulat la fiecare meci și cu siguranță vom fi acolo în play-off. Apropo de națională, te motivează și mai mult, mă rog, ceea ce a apărut în ultima vreme în presă, faptul că se cer naturalizarea unor străini pe acea poziție de fundație? M-am obișnuit de atâția ani, sunt de 2 ani și ceva acolo și tot timpul se vorbește despre asta. Oricât de bine a juca, tot asta vorbesc, nu doar de mine și de ceilalți colegi de la Națională. Cu siguranță că nu ești mulțumit de ceea ce se aude, dar încercând de la meci la meci să-ți faci treaba cât mai bine, poate așa le închizi ură. Viitorul nu a avut o campanie spectaculoasă de achiziții, ba mai mult, și-a pierdut capitanul, suferă acolo pe zona centrală, acolo poate fi câștigat meciul, crezi? Pentru că a plecat Țărul, Mladen este suspendat. Da, dar au revenit câțiva fotbaliști buni, cum a fost și Chițu, Ganea, s-au întors. Cu siguranță cu domnul Gheorghe Hagi îi va pune pe picioare și vor avea iar un andamiu foarte bun. Sperăm că cu noi acum să nu facă niciunul dintre ei o parte foarte bună și nu contează dacă au plecat sau au venit alți jucători. Noi trebuie să ne facem jocul cum am jucat aici acasă, cu acea determinare și agresivitate, și nu le-am dat nicio șansă celor de la Gaz. Cu siguranță dacă vom juca așa, vom ieși învingători. Duminică seara, dușmanul fotbalului poate să fie vremea, pentru că știm ce înseamnă iarnă la malul mării. Am mai jucat acolo pe vânt, ne-au dat gol și aproape din corner. Au fost niște faze incredibile cu... Dacă este vânt, este foarte urât pentru noi ca fotbaliști să jucăm în fotbal. Cornel, vorbeai de rezultatele din sezonul trecut cu Viitorul. Au fost numai înfrângeri? E momentul revanșei pentru tine? Absolut deloc. Unele au fost pe nedrept. La fotbal, pe nedrept, drept, ăsta e rezultatul. Nu, absolut deloc. Este un meci din campionatul... Jucăm cu Viitorul și atât, îl tratăm să-l câștigăm. Nu am nicio revanșă sau ceva de genul ăsta, nu. Absolut deloc. Victoria cu media și te-a descătușat puțin, pentru că te-am văzut foarte acid și la conferința de după, dar așa, a fost multă presiune pe tine. Simți că altfel l-ai pregătit alături de băieți săptămâna asta față de săptămâna precedentă? Absolut deloc. Din punctul meu de vedere, indiferent de meci, am pregătit la fel. Doar că în momente importante, jucătorii buni se concentrează mult mai bine și nu se pierd. Iar jucătorii noștri au arătat că au putere să gestioneze anumite momente de presiune. Pentru mine nu. Chiar același lucru mi-este că pregătesc un meci cu Viitorul fără presiune sau unul cu media și în care presiunea publicului sau și a rezultatului au fost 3 puncte importante. Nu, absolut deloc. Pentru mine nu a existat așa ceva. Spunea Sorin Cârțu că ați pregătit oarecum în cantonament, sau mă rog, în meciul cu media și ați jucat ceea ce ați pregătit în cantonament. Și făcea referire că s-a pregătit mult jocul pe partea dreaptă la Velisar, pe stânga partea lor. Acum, ținând cont de plecarea lui Țăru, de absența lui Mladen, pregătești pe zona centrală, adică am putea să-l vedem pe Colici încă din start? Important este să vedem cât poate din punct de vedere fizic. Dacă este apt pentru 90 de minute, pentru cât poate să joace. Așa, nu putem să luăm o decizie dacă el nu este... Noi vrem să joace 180 de minute și el nu poate decât 5. În primul rând să știm care este nivelul lui fizic, să poată juca la nivelul a ceea ce dorim. Vom vedea. Tu mai ai emoții în privința play-off-ului? Adică până acum s-a intrat cu 40 de puncte, clar. Iar din aula 31 de puncte cu 3 etape rămase, încă visează la play-off. Nu i-ar avantaja, de exemplu, dacă noi am rămâne cu 40 de puncte, pentru că avem meciurile directe. Adică dacă ei visează, voi de ce vă mai faceți griji? Matematic nu este nimic jucat. Iar dacă vrem ceva mai mult de play-off, trebuie să câștigăm puncte. Adică o calificare în play-off nu mi se pare o mare reușită. Iar dacă vrem ceva, trebuie să luăm fiecare meci și să-l câștigăm. Că nu știu, ne bucurăm pentru absolut nimic. Iar pentru lupta pentru play-off este încă deschis. Real,
Nu știu ce rezultate vor fi. Dar ceea ce este important, noi să fim concentrați pentru fiecare meci. Să-l tratăm, eu știu, cum trebuie să tratăm fiecare meci. Că este amical, este oficial, cu determinare, agresivitate, să arătăm ca jucători profesioniști, absolut nimic să nu ne disturbe de la ceea ce trebuie să facem, care este meseria noastră. Apropo de play-off, Nicușor, nu ți-e teamă să nu se întâmple cumva că acum 3 ani ați început în forță cu voluntari atunci 5-0, ați pierdut și ați ajuns să depindeți de meciul cu Gaz Metan. Ai și marcat atunci. Este foarte multă vreme de atunci. Era cu totul altceva. Nu cred că o să fie cazul în acest an. Cu siguranță ne vom califica în play-off mai devreme, pentru că avem o echipă, zic eu, mult mai bună și cu siguranță ne vom face jocul la viitor. Eu cred că putem să ne întoarcem calificați în play-off de acolo. Ai ceva să-i transmiți lui De Noier sau poți să lămurești acel scandal? Nu, s-a lămurit totul, nu am ce să mai vorbesc despre asta. Știți ce am pățit eu după, în urma acestei prostii care s-a creat în jurul nostru atunci. Nu am ce să mai zic, vom juca fotbal la viitor, nu avem treabă. N-am ținut eu ranchiună sau ceva de genul lui cel care mi-a rupt piciorul, că nu vrea să vorbesc, dar acum. Este un joc de fotbal și ne vom juca, vom merge să jucăm fotbal. În ce stadiu e conflictul cu Eliaceli? S-a lămurit totul? Pentru cine întrebai? Pentru ambii. Conflictul în sensul lui Mirco cu galeria. Sperăm că lucrurile se vor calma și vom înțelege cu toții că nu e bine un conflict, indiferent că cine are dreptate sau nu. Chiar nu este vorba despre asta. Este vorba de să vedem cum facem să reușim ceva mai bun noi, Universitatea Craiova. Ar fi ideal. Sper ca lucrurile să se, nu știu, să se împace cumva, să se întâlnească, să se pună de acord. Nu are, din punctul meu de vedere, nicio importanță faptul că o parte sau alta are dreptate. Important este să ajungem la un consens și să încurajăm Universitatea Craiova și să nu știu, ca lucrurile să putem reuși ceva mai mult. Pentru că altfel, v-am zis, și argumentul este foarte clar. Luați meciul cu Sepsi și meciul cu Astra. Meciul cu Sepsi au fost destul de ostili pe un joc nu foarte reușit al nostru, am pierdut. Cu Astra au fost alături de noi pe un joc destul de modest așa, și am reușit să câștigăm. Același lucru s-a întâmplat și cu voluntari, în care am fost conduși, iar publicul ne-a susținut până la capăt și am reușit să întoarcem rezultatul. În afară de Cicăldău, mai sunt probleme de la? Nu. Toți Cicăldău este suspendat. Toți jucătorii sunt apți. O echipă cu pretențiile și cu obiectivele Craiovei, este normal să depindă ca în atac de doi puști și de un jucător care a jucat foarte puțin în ultimul an? Așa am ajuns. A fost, deocamdată nu știm care este starea lui Mihai Roman. Așa am ajuns acum în situația asta, dar sper să o reglăm cumva. Să vedem ce posibilități avem, să știm ce se va întâmpla cu Mihai sau poate apelăm la vreun transfer. Nu. Vom vedea ce soluții avem, reale. Dacă știați de această problemă, îi mai dădeați drumul Fortăș? Nu știu. Trebuia luată decizia atunci. Așa, dacă, ipotetic, nu știu. Te așez la masă și încerci să iei cea mai bună decizie. E greu de pregătit un meci cu viitorul, ținând cont că se poate schimba așezarea lor de la meci la meci, iar au jucători versatili, foarte omogeni. Viitorul are un sistem de joc bine pus la punct. Asta face ca an de an, chiar dacă le pleacă jucători, să se lupte pentru play-off. Este de admirat faptul că ei, indiferent câți jucători au pierdut, ei sunt tot în prima parte a clasamentului. Nicușor, tu în calitate de capitan al Universității Craiova, ai încercat sau încerci să mediez o întâlnire între Mirco și suporterii care îl contestă? Nu cred că este cazul, pentru că Mirco a discutat cu Peluza Nord. Eu cred că totul s-a calmat acum și nu a fost nevoie să mai facem o întâlnire, ceva de genul. Pentru că au promis că totul va fi bine și sperăm că la meciul următor totul să fie ok.
Tu crezi în titlu? Dacă n-aș crede la Craiova, când te apuci, când vii la Craiova și începe sezonul, te gândești doar la titlu. Apropo, i-ai dat banderul la Vitu la acest? Deocamdată, dacă plec eu, poate atunci aș da-o, dar altfel, nu. Cine nu și-ar dori să fie capitan la Craiova? Îți pare rău că numai 20 de ani sau 21 să joci în fața propriilor suporteri? La Under 21? Da, am auzit că se va juca aici meciul. Îmi pare rău că nu m-am apucat mai devreme, adică să mă duc mai devreme la fotbal, pentru că m-am apucat foarte târziu. Nu am prins niciun juniorat, nici la națională n-am fost, decât cea de seniori. Dar Dumnezeu m-a ajutat foarte mult și sunt mândru de ceea ce am realizat până acum. Da, cred că o să ai colegi, nu, care o să joci. Da, cu siguranță, pentru că avem juniori talentați și merită să fie acolo. Pe cine mai vezi corect la fază de Mihail în Under 21 în acea întâlnire? Din echipa anului? Toți jucătorii Craiovei eligibili. Cei mai buni. Toți Under 21 și cei mai buni. Cum se Craiovei. Va umple stadionul Ion Oblimenco la meciul echipei naționale de tineret? Nu știu, noi jucăm cu viitorul. Credeți că mă preocupă ce se va întâmpla cu Under 21 când eu mă gândesc la meciul cu viitorul. Noi ne-am strâns aici. Conferința este despre viitor. Și de echipa națională te interesează? De... După ce se va termina viitorul și bineînțeles că mă interesează, dar noi ne pregătim pentru meciul cu viitorul, pentru asta ne-am adunat aici, să vorbim despre meciul cu viitorul. Mai ai ceva să-ți faci sau ai? Același lucru, mă gândesc doar la ceea ce trebuie să facem cu viitorul. La Constanța aștept să vină Hagi să dea mâna cu tine sau o întins tu mâna lui? Mă voi întâlni cu Gică și vom vorbi, cu siguranță. Cine trebuia să dea mâna, tu sau el? Că a fost atâta discuții pe acest subiect. V-am zis, ne pregătim de meci cu viitorul. Aceste discuții au fost lămurite la conferința trecută. Ceva, dacă aveți în legătură cu meciul cu viitorul, e perfect. Pentru asta e conferința. Mai sunteți voi? Vă mulțumim. Nu? Ok, mulțumim.